Săptămâna trecută mi s-a întâmplat ceva incredibil. Deci incredibil. Am avut în vizită aici un grup de parlamentari. Românii erau de la Partidul Conservator. Și inițial m-au sunat, zice, vrem să venim la tine să ne informăm despre proiectul Roșia Montană pentru a ști cum să votăm în Parlament acea inițiativă legislativă. Zic, ok, veniți la mine, e o vizită privată, informare. Și am zis, venire. Au apărut. Și când am văzut ce a apărut, în afară de parlamentari ăia, presă, prefect, primar, aici, jeepuri, no, am zis ok. Și am invitat la discuție să stăm în bucătăria voluntarilor. Fiind mulți, o să acolo și am început discuția. Și eu le-am prezentat, zic, uitați aici, aveam deja avizul ăla negativ de la Ministerul Justiției, vi-l dau ca să-l aveți, deși voi trebuia să-l aveți până acum, că nu-i treaba mea să vi-l dau eu, da? Deja voi trebuia să vă informați. Dar totuși, fac gestul ăsta, vă dau câte un exemplar și am început discuția de ilegalitate, nu știu. Și la un moment dat un parlamentar se ridică. A, și nu, a fost discuția, nu vă faceți probleme că o să vă facem la fiecare câte o mapă profesională în care vă punem toate documentațiile din partea noastră să vă informați dacă vreți și o să fie trimis la toți parlamentarii din Parlamentul României. Și în momentul ăla se ridică un parlamentar. Și zice, domnul David, am o întrebare. De unde aveți dumneavoastră bani să ne faceți nouă mapă? Zic, de la oamenii din România. Dar eu eram îmbrăcat exact ca acum. Țăran, simplu. Mai am o întrebare. A, nu zic, cine ești dumneata? Deci eu am fost miner, lider de sindicat la nu știu ce mină, Crucea din Moldova și așa. Zic, se vede. Se vede. Mai am o întrebare. Cum ți-ai permis? Uite-te cum suntem noi îmbrăcați. Costume, eleganți. Cum ți-ai permis să ne primești în hainele astea de țăran? Am zis, e adevărat ce a zis? Chiar așa? Și atunci am zis, ești liber să pleci. Și l-am scos afară. Zic, aici e proprietatea mea, dobitocule și mitocanule, vii să mă jignești la mine în casă, după ce te-am primit. Out. Și zic, costumul ăla tău e că muncesc eu, și pe banii mei tu ți-l cumpăr și eu probabil nu mai am bani să-mi cumpăr costum ca tine. Out! Ceilalți delegați, când au zis că l-am scos afară, noi suntem solidari cu el, afară și voi, și l-am scos afară. Incredibil, cea mai tare. Cum sunt îmbrăcat, eu ne-am bani să le fac lor informarea. Filmețe pe YouTube. Și la un moment dat zicea, după ce a ieșit aici, l-au auzit nevastă, mi-a făcea parlamentarul, cine ne-a adus aici cu atâta presă? Zice, iar am greșit. Dar asta e foarte tragic. Ăștia ne reprezintă și ne hotărăsc soarta. E foarte tragic. Asta e cea mai tare întâmplare pe care mi s-a întâmplat în campania asta. Cea mai tare.